Haideți să o deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Și vom citi începând cu versetul 35, 1022 pagine în Biblie, iar pe Teofil, pe undeva pe acolo. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu zlove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Rog să ocupați locurile. Spuneam într-una dintre seriile trecute că binecuvântez faptul că pe drumul spre cruce femeile care l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos, o parte dintre ele, au plâns. Pentru că în plânsul lor, parcă mă simt un pic mai mult om. Atunci când am văzut batjocurile și nebunia omului, pentru că oștenii n-au primit porunca să-și bată joc de Iisus. Coroana de spini care au pus-o pe frunte, haina cu care l-au îmbrăcat, trestia cu care l-au lovit în cap, și jocul de-a baba oarba a fost nebunia sufletului lor întunecat de cel rău. Niciodată nu le-a spus Pilat mai mult decât: biciuiți-l. Batjocura aceea reprezenta întunericul sufletului omenesc. Am mulțumit lui Dumnezeu când pe drumul spre cruce am găsit o fărâmă de umanitate. Nu spun o fărâmă de sfințenie sau de creștinism, spun o fărâmă de umanitate. Și am binecuvântat pe Dumnezeu pentru Simon din Cirena. Pentru că Simon din Cirena, la un moment dat, va lua în spate un om de culoare, un om venit să se închine la Ierusalim, a luat în spate crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că el n-a mai putut să o ducă. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos n-a mai avut crucea în spate, a putut să se uite de jur împrejur. Și uitându-se de jur împrejur, avea să zică femeilor: nu mă plângeți pe mine, căci dacă aceste lucruri îl fac copacului verde, ce va fi cu cel uscat? Nu mă plângeți pe mine, că eu mă duc spre cele ce au fost rânduite. Nu mă plângeți pe mine, pentru că nu e un sfârșit de cale dincolo de care să plângeți. Plângeți-i pe ai voștri care ajung la capătul drumului și pleacă nemântuiți în cer. Plângeți-vă pe voi înșivă, că ați ajuns la 40 și 50 de ani și 60 de ani și tot nu v-ați lăsat de rele. Plângeți-vă pe voi că an după an promiteți Domnului pe 31 că vă lăsați de lucrurile care vă întristează pe voi și pe Domnul și încă n-ați făcut lucrul acesta. Nu mă plângeți pe mine, pentru că eu sunt biruitor. Plângeți-vă pe voi și înfrângerile voastre. Plângeți-vă pe voi și slăbiciunile vieții voastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Simon, că a ridicat crucea Domnului Iisus și mi-a lăsat aceste cuvinte, dincolo de care conștiința mea să se trezească dacă este adormită. Și mulțumesc lui Dumnezeu din cer că pe pământul acesta a lăsat biserica, locul unde pot să vin și pentru două ceasuri să las poverile vieții mele la crucea Domnului Iisus,
ca eliberat de gânduri și de frică, să pot privi spre cer și să primesc din partea Duhului Sfânt îndemnul care îl vrea Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că în fiecare săptămână și de mai multe ori în săptămână Dumnezeu a rânduit slujbe sfinte în casa Lui, pentru ca noi, despovărați de poverile noastre, să ne amintim că am fost rânduiți să trăim, nu ca să moștenim pământul, ci am fost rânduiți să moștenim cerul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai adus la biserică în după amiaza aceasta și vreau să las povara mea la picioarele tale și să-mi îndrept privirea spre cer, că parcă prea m-am aplecat de spate sub poverile acestui pământ. Binecuvântat să fie Iisus, Domnul! Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre! Binecuvântat să fie El, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, care a spus: voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. N-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta nimic mai bun. M-au întrebat oamenii și acum, săptămâna trecută, a venit la mine cineva printr-un interpus și a zis: neapărat, zice, să candidez pentru Parlamentul României. Zice, atât de mulți oameni doresc ca tu să candidezi la Parlament și te vom susține, vom face tot ce ne stă în putință și ai să vezi, zice, că o să fii în Parlament, o să fii deputat cu siguranță. M-am uitat cu milă la ei și ne-am spus: oameni buni, m-a îndrednicit Dumnezeul cerului să fiu în cea mai frumoasă lucrare numită biserică. Dacă de pe platforma bisericii nu vom avea impact în lumea aceasta, cum să se întâmple lucrul acesta printr-o organizație omenească a unui partid politic? Aici, în biserica lui Dumnezeu, sunt mădular. Aici este puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă există vreo șansă a schimbării, aceasta este în numele lui Iisus Hristos, în și prin biserică. Slăvit să fie Domnul! Cred din toată tăria și știu că Dumnezeu m-a adus în cel mai bun loc de sub soare. Îs bucuros și recunoscător că sunt și o parte din biserica Domnului Iisus Hristos. O, frații mei și surorile mele, împovărați și împovărate, de multe ori datorită poverilor neatenți în raportul cu Domnul, uneori poate datorită oboselii, neglijenți, alte ori din pricina obișnuinței și a slăbiciunilor din programul nostru, plictisiți. Spunea Sfântul Apostol Pavel, și cine se poate asemui cu el? Ca unei stârpituri mi s-a arătat în cele din urmă Domnul și mie și m-a făcut părtaș acestei lucrări mari numită biserică. Și era recunoscător că în biserica Domnului Iisus Hristos. Și eu, mă iartă, Doamne, pentru puținătatea inimii mele, mă iartă pentru micimea credinței mele, mă iartă, Doamne, pentru nepăsare și, Doamne, iartă-i și pe slujitori că ne adorm. Iartă și pe cântăresc că uneori cântă fără focul lui Iisus. Dar și voi și noi să fim iertați, pentru că nu ne rugăm unii pentru alții. Că dacă ne-am ruga unii pentru alții, ar fi foc și acolo, ar fi foc și aici. Să credeți lucrul ăsta. Avem ce merităm să avem. Și avem când ne-am îngrijit să avem. Pentru că Dumnezeul nostru dă cu mână largă, fără să-i pară rău. Iubiții Domnului, poate că dumneavoastră ați auzit deseori despre tâlharul de pe cruce care s-a mântuit. Și nu cred că e om să nu știe povestea aceasta extraordinară. Dar poate că ceea ce noi n-am vorbit până acum sau nu vi s-a spus, este că la mântuire n-a fost doar un tâlhar candidat. Propriu zis, la mântuire au fost doi candidați. Pentru că ambii tâlhari au cerut să fie mântuiți. N-a cerut numai un tâlhar să fie mântuit. Și dacă dumneavoastră veți băga de seamă textul Bibliei pe care l-am citit, veți vedea că în versetul 39, în final, spune: mântuiește-ne pe noi. Mântuiește-ne pe noi. Și acesta este un plural. Asta o spunea încă tâlharul acela care îl batjocorea pe Domnul Iisus Hristos. Realitatea este, prieteni, că eu n-am găsit încă om, poate cu mici excepții și de obicei datorită fanfaronadei și a spiritului de frondă, eu n-am văzut pe nimeni pe pământul acesta să-mi zică: ai vrea să fii mântuit? Și el să-mi spună: nu vreau să fiu mântuit. Să-l întreb: ai vrea să te duci la Dumnezeu? Și el să-mi spună: nu vreau să mă duc la Dumnezeu. Nu e om pe pământul acesta care să nu voiască să fie mântuit. Credeți? Cei mai mulți, dacă nu aproape toți, dorim să mergem la Dumnezeu și totuși nu vom ajunge toți. Pentru că Biblia spune că doi tâlhari, și aici este poate lucru de cel mai însemnat al acestei serii, doi
oameni aveau aceeași dorință, doi oameni erau în aceeași situație, doi oameni care aveau același statut social, amândoi tâlhari, amândoi primiseră aceeași osândă și zădeau sub aceeași osândă, amândoi erau străpunși în mâini și în picioare cu aceeași suferință fizică, amândoi erau la aceeași distanță de Iisus Hristos, nu erau numai departe de Iisus Hristos, ci unul era de-a stânga și unul era de-a dreapta, amândoi stăteau în fața același oameni de jur împrejur, amândoi au avut aceeași dorință și totuși trebuie să spunem, unul s-a dus la Dumnezeu și unul nu s-a dus la Dumnezeu. Nu-i totul pe pământul acesta să vii la biserică, nu-i totul să asculți predici, nu-i totul să stai în preajma lui Dumnezeu, nu-i totul să știi Biblia, nu-i totul să citești și nu-i totul să cânți, trebuie ceva mai mult să faci, pentru că putem fi la aceeași distanță de Hristos și să credeți, vă rog să primiți acest gând pe care îl spun cu cutremur sufletesc. Au fost oameni. Și m-am dus la mormântarea unora dintre frații și surorile din anumite locuri, mai ales din biserică. Și când am stat la căpătuiul lor și am vrut să spun, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Mi-a trecut prin inimă un gând. Știu că fratele acesta, cel puțin în ultimii 2 sau 3 ani, nu s-a îngrijit prea mult de sufletul lui. Nu l-am văzut pe la biserică. Am auzit că se ceartă cu soția și în timp ce stăteam la căpătuiul mă întrebam cu un fior sufletesc, o fi ajuns în rai, penticostal, penticostal. Dar atunci când stai în sicriu, nu mai contează că ești penticostal. Când vei ajunge la Dumnezeu, va conta cum ai trăit. Nu-i totul dorința. Vreau să mă duc în rai. Păi ce nu vrea? Vreau să fiu la Dumnezeu. Păi ce nu vrea? Nu-i totul să vrei pe pământul acesta. Nu-i totul să-ți dorești. Trebuie să faci ceva mai mult. Două destine diferite. Măcar că amândoi și-au dorit același lucru. Mântuiește-ne pe noi, zice. Ambii tâlhari zic, mântuiește-ne pe noi. Și nu s-au dus. Unul la Dumnezeu și unul nu. Două destine diferite. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, crucea a adunat și crucea a separat. Unul la stânga și s-a tot dus, unul la dreapta și s-a dus, unul s-a dus la Dumnezeu acasă, altul nu s-a dus la Dumnezeu acasă, s-a dus în iad. Că acesta este adevărul. Crucea ne adună și crucea ne separă. Atunci când venim în biserică, noi suntem într-un fel împreună și într-un fel separați. Pentru că Dumnezeu se uită la noi și spune și face o judecată. În împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va avea doar oi. Dumnezeu spune, de o parte vor fi oile și vor merge într-o direcție și de cealaltă parte vor fi caprele. Dar dumneavoastră trebuie să știți, dragii mei, că nu ne-am născut capre. Noi devenim capre. Ne-am născut din Dumnezeu și toți suntem făptura mâinilor Lui, dar alegerea noastră până la urmă ne trimite într-o direcție sau într-o altă. Dar om m-am născut și eu, om te-ai născut și tu, dar cum vei trăi pe acest pământ depinde. De ce oare, deși amândoi au avut aceeași cerință, de ce oare, deși amândoi au avut același țel al inimii lor, unul s-a dus în rai și unul nu? Și în această seară, în câteva puncte, aș vrea să vă spun despre lucrul acesta. Te interesează, frate, soră, prieten, te interesează? Vrei să spui în această seară un termometru? Oameni buni, uitați-vă la mine, vă rog să nu vă asumați, să nu vă prezumați ideea că voi sunteți mântuiți. Pentru că aș vrea să vă spun un singur lucru, da, sunt mântuit. Mântuirea are două aspecte esențiale. Una se numește iertarea de păcate și a făcut-o Iisus Hristos în dreptul meu. Sunt mântuit în sensul că sunt iertat de păcatele mele. Dar mântuirea mai are un aspect și Biblia spuneți, duceți mântuirea voastră până la capăt. Duceți! E ceva ce ține de voi. Până la capăt, cu frică și cu tremur. De ce? Pentru că Biblia spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți pacea și sfințirea, pacea în relația cu semenii, sfințirea în relația cu Dumnezeu. Biblia spune, iubiții Domnului, că pe pământul acesta noi ne separăm, venim aici și avem dorințe comune, dar nu întotdeauna noi vom merge în direcții similare, într-o direcție similară. Și haideți să ne uităm în această seară la cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Și primul punct asupra căruia vreau să vorbesc în această seară, de ce oare, Doamne, dacă noi avem dorințe comune? De ce oare, Doamne, dacă noi împărtășim același locaș? De ce oare, Doamne, dacă noi cântăm uneori aceleași cântări? De ce oare, Doamne, dacă noi deschidem aceeași Biblie, nu toți vom merge la Dumnezeu? Primul punct pe care vreau să vi-l spun e că sunt unii care deși vorbesc, ei niciodată nu iau aminte la ceea ce se spune. Întotdeauna ceea ce va despărți pe om pe pământul acesta și ne va separa este că unii ascultă și apoi vorbesc, iar unii nu mai vorbesc fără să asculte niciodată.
Domnul Iisus Hristos, când a ajuns la cruce, a spus un cuvânt extraordinar și a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit. Când a început să vorbească tâlharul și a deschis gura, a vorbit, dar el n-a ascultat ce a spus Domnul Iisus Hristos. Celălalt a ascultat ce a spus Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna când asculți ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și după ce asculți ce spune Domnul Iisus Hristos, vorbești, vei vorbi altfel decât atunci când tu n-asculți. Atât de mulți oameni își dau cu părerea și vorbesc și spun: nu mă duc, Domnule, la biserică. Ce să caut eu la biserică? De ce aș avea eu nevoie de biserică? La biserică sunt oameni care încerc una și încerc alta. De ce să fac eu pasul acesta? Pentru că dacă fac pasul acesta, eu îmi ruinez tinerețea. Eu nu mai pot să fac una, nu mai pot să fac alta. Și oamenii se învață unii pe alții cu asemenea cuvinte. Eu nu mă duc să fac lucrul acesta, pentru că lucrul acesta nu e bun. Dar niciodată nu l-am încercat, niciodată n-am ascultat cu adevărat, totdeauna ne-am luat unii după alții. Pe pământul acesta, dragii mei, cei mai mulți dintre noi nu vom vedea pe Dumnezeu, pentru că vorbim înainte ca El să vorbească. Vorbim ce nu știm și vorbim ce nu cunoaștem și vorbim despre lucruri care nu le-am înțeles niciodată în viața noastră. Am fost întotdeauna învățat de-a lungul timpului că atunci când e vorba de Dumnezeu, atunci când e vorba de biserică, numai bătrânii merg la biserică, cei care mi-au puțin și mor, numai bolnavii merg la biserică, numai oamenii slabi merg la biserică, numai cei care sunt necăjiți și numai au bani merg la biserică. Eu vă spun un lucru, orice suflet pământesc are nevoie de Dumnezeu. Și aceasta este una dintre minciunile celui rău. Nu știm Scriptura, nu deschidem Scriptura. Cei mai mulți oameni se vor pierde, pentru că părerile lor sunt formate pe baza unor cuvinte auzite de la moș, strămoș, bunică, bunic, vecin, prieteni, și niciodată n-au deschis Scriptura. Dumnezeul nostru este un far călăuzitor. Dumnezeul nostru este o lumină și lumina Lui a răsărit și lumina Lui poartă numele Iisus Hristos. Dar lumina aceasta ni se arată nouă prin Scriptură. Scriptura este îndreptarul învățăturilor sănătoase. Niciun om nu se va rătăci dacă se va ține de cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu învățați unii pe alții tradiții, nu vă învățați unii pe alții reguli care sunt străine de Duhul lui Dumnezeu, cercuri care se fac în stânga și în dreapta, învățături care se dau după chipul și asemănarea omului, nu a lui Dumnezeu. Și ne rătăcim pentru că nu cunoaștem Scripturile și puterea lui Dumnezeu care s-a arătat prin ele. De aceea unii oameni vor merge în altă direcție, pentru că niciodată n-au vrut să audă ce are de spus Iisus Hristos. Niciodată n-au vrut să audă ce are de spus Scriptura. În afara Scripturii, noi nu putem fi mântuiți. În afara Scripturii suntem niște analfabeti spirituali. Iertați-mi expresia, dar acesta este adevărul. Nimeni nu este credincios cu adevărat până când nu locuiește cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Slăvit să fie Domnul! N-auzi ce are de spus Dumnezeu. Nu deschizi Biblia, dar ai pretenția să înveți pe alții. Ai dorința să spui altora cum stau lucrurile. Vrei să dai lecții oamenilor. Și oamenii vorbesc astăzi fără să cunoască atât de multe lucruri străine, atât de multe lucruri care sunt în afara Duhului Dumnezeu. Stau de multe ori, nu ați văzut, niciodată eu n-am pus pe cineva la sfârșit de slujbă întrebându-l: ai vrea să-ți predai viața lui Dumnezeu? Ai vrea să te schimbi din această seară să iei o hotărâre? Niciodată n-am pus pe nimeni să ridice mâna. Știți de ce? Pentru că îmi place să citesc Scriptura. Niciodată Domnul Iisus Hristos n-a zis: ridicați o mână. Nu sunt împotriva acestui gest. E încredințarea fiecăruia. Dar Domnul Iisus Hristos a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Când s-a uitat la femeia gârbovă, a oprit slujba și a zis: vino în față! N-a zis: ridic o mână. De ce? Dumnezeul meu nu-i chelner. Nu e un taxi pe stradă pe care să-l oprești cu ridicatul mâinii. Dacă vrei cu adevărat să te întorci la Hristos, atunci faci pași, vii, te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, te smerești sub mâna lui cea tare și îngenunchezi în prezența lui. Și aceasta seamănă cu ceea ce este Dumnezeu. De ce avem aceste lucruri ușoare? De ce ne-am învățat unii pe alții cu aceste lucruri? Pentru că noi nu citim Scriptura. Îi învățăm pe oameni: fă un pas și Dumnezeu va face doi. De ce? Pentru că avem mentalitatea unui Dumnezeu slugă. Niciodată n-a scris Biblia aceste lucruri. Niciodată nu va fi în felul acesta. Avem un Dumnezeu care este strâmb, pentru că așa sunt ochii noștri. Dumnezeu spune: dacă vă veți apropia de mine, mă voi apropia de voi. Nu fac eu un pas și Dumnezeu doi, pentru că Dumnezeul meu este împăratul împăraților și Domnul domnilor, a făcut cerul și pământul și Dumnezeu nu e la dispoziția mea, ci eu am nevoie de El. Mărire Lui!
De ce oare unii merg într-o direcție și alții într-altă direcție? Pentru că nu ne învață Scriptura. Pentru că nu adevărul lui Dumnezeu locuiește în noi, ci filozofia celui de lângă noi. Cuvintele care le învățăm unii de la alții. Ascultați-vă în numele Domnului Iisus. Vă spun un lucru tare. Primiți-l ca atare. Când am ajuns în biserică păstor, în fiecare duminică după amiază, indiferent cine era la ora 7 la predică, majoritatea tinerilor mei plecau din biserică. Ce n-am făcut? Cum nu m-am rugat? Pe la 7:75 plecau în curte. Mai bine mi-ar fi înfipt un pumnal în inimă decât să-i văd că pleacă din biserică. Mi-am schimbat predica, am încercat să fiu mai atrăgător, am încercat să fiu mai spiritual, am încercat să le spun lucrurile într-un fel în care se atrag. Am piperat puțin mesajul. Bancă câteodată mi-am scăzut standardul și am acceptat anumite lucruri care nu cred în ele. Nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. M-am dus la Dumnezeu și m-am rugat. Și am zis, Doamne, nu s-ai tăi. Fă ceva. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Dumnezeu a făcut ceva. La o simplă rugăciune, într-o simplă zi, într-un simplu ceas, pur și simplu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a căzut din senin peste ei. Era un grup de rugăciune și acolo Duhul Sfânt a căzut peste ei, i-a schimbat în totalitate, s-a aprins un foc al rugăciunii în biserică. Și focul acesta, dragii mei, a fost un foc care a ținut foarte multă perioadă. Peste 120 de tineri au primit îmbrăcarea cu Duhul lui Dumnezeu. Nu mai aveam posibilitatea să termin slujba la vreme. Când începeam o rugăciune, trebuia să fiu atent când ne rugăm, pentru că dura și 40 de minute. La ora 10... La ora 8 încheiam, pe la ora 10 fugeam ca un hoț din parcare, pentru că nu puteam să le fac față, coborau la subsol și încă două ceasuri se rugau de se crăpau pereții și fugeam acasă pentru că nu puteam să fac față, pentru că eu după o zi întreagă de duminică e foarte greu. Stăteam un ceas, două cu ei, dar ei nu se mai săturau de rugăciune. Și aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei, n-am strigat în timpul stăruinței nici slavă, slavă de am amorțit, nici sânge, sânge și nimic din toate lucrurile acestea. Ne-am dus la rugăciune. Am ridicat privirea spre cer și am zis, Tu ești Dumnezeul nostru și dacă vrei, vei face această lucrare. Și Dumnezeu, fără niciun efort, fără niciun ajutor omenesc, fără nicio regulă insuflată de mintea omului, a lăsat să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a rămas și a stat și este prezent pentru peste ei. Și vă rog să veniți și astăzi, în timp ce eu vă spun, sunt tinerii noștri, se roagă în fiecare slujbă pe care o avem, că e duminică sau joia, ei sunt de gardă. La ora 6, când eu intru în biserică, la 6 fără un sfert, tinerii mei se roagă, tot timpul programului se roagă, până la ora 8, ca Dumnezeu din cer să lase Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei nu stau la slujbă, se duc și stau de gardă și se roagă continuu, Doamne, protejează adunarea, sângele Tău să fie peste noi, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să se mântuiască oameni. Suntem la al 4-lea botez anul acesta. La al 4-lea botez, peste 100 de oameni s-au botezat anul acesta. 86% am calculat, au fost oameni veniți din lume. De când sunt păstor cu acest ultim botez, am botezat 832 de oameni de 9 ani de zile de când sunt păstor, în biserica pe care o păstoresc. Și știți de ce? Pentru că oamenii au descoperit rugăciunea. Nu vorbi până nu întrebi. Nu vorbi neîntrebat. Pentru că de cele mai multe ori când e vorba despre Dumnezeu, din auzite suntem educați. Pe când celălalt tâlhar, la un moment dat zice, stând pe cruce, în acea situație, auzit aceste cuvinte, cuvinte din gura lui Iisus Hristos, care sunau în felul următor, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cum adică Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac? Să stai pe cruce? Dar este ca și noi. Mulțimea aceasta dezlănțuită, nu face altceva decât să batjocorească. E străpuns în mâini și în picioare. Și el, în timp ce e străpuns în mâini și picioare, bancă, noi nu avem coroana de spini care este pe fruntea lui. Nu avem nici slovele de ocară care sunt deasupra capului lui. Și nu suntem nici bătuți și biciuiți cum este el. Și acest om, în timp ce stă pe cruce, gata să-și dea Duhul în fața unei mulțimi atâțate și setoase și însetate de distracție, omul acesta strigă spunând, Tată, iartă-i! De când sunt pe pământul acesta, n-am găsit cuvinte ca acestea. Oriunde m-am dus, am văzut că-i dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și am văzut că oamenii sunt răzbunători, dacă îi dai una, îți dă una. Dacă faci un lucru rău, vrea să-ți facă un lucru rău.
Și acest om de pe cruce spune: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Dar nu există pe pământ cuvinte din acestea. N-am văzut pe pământul acesta niciun om să știe să se roage pentru călăii lui. Negreșit, a zis tâlharul care a auzit aceste cuvinte. Negreșit, acestea nu sunt cuvinte de om. Acestea sunt cuvinte de Dumnezeu. Pentru că nu sunt pe pământ cuvinte ca acestea. Omul e rău? Dacă îi dai o palmă, îți dă două. Omul acesta a auzit și a zis: eu nu mai vorbesc pentru că am auzit. Și dacă vorbesc, vorbesc după ce am auzit. Slăviți să fie Dumnezeu. Ascultați ce vă spun, oameni buni. Când am venit în biserică și am început să citesc Evanghelia, mi-am dat seama că Dumnezeu din cer vrea să-mi ia cele mai mari rele din viața mea. Dumnezeu vrea să ridice gunoiul vieții mele. Dumnezeu nu mi-a luat pur și simplu, mi-a luat cei mai rău și mi-a dat cei mai buni. Să vorbești după ce Dumnezeu vorbește. Să vorbești după ce ai ascultat ce are de spus Dumnezeu. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Iubiții Domnului, este o mare putere în cuvintele lui Dumnezeu. Spunea cineva la un moment dat că undeva într-un teatru din Moscova se juca o piesă care era o piesă celebră de către un actor cunoscut la ei. Îmi scapă numele acum. Se numea Iisus Hristos în frac și în joben. Așa se numea piesa. Era o piesă disprețuitoare la adresa credinței. Omul acesta, în timpul piesei, la un moment dat trebuia să ia scriptura, trebuia să citească câteva cuvinte din scriptură, după care să o închidă, să o arunce disprețuitor și să spună: dați-mi jobenul și bastonul. Asta era replica lui din piesă. E consemnat următorul fapt, că acel actor, în timp ce era pe scenă și trebuia să citească din Biblie, a deschis și a citit următoarele cuvinte. Trebuia să citească un singur verset. Zice: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și aici trebuia să arunce Biblia disprețuitor, să spună: prostii, dați-mi jobenul și bastonul. Dar în acel teatru mare din Moscova s-a întâmplat ceva. Omul ăsta nu s-a putut opri la primul verset. Și a citit: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. A început să citească mai departe: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Caghebistul care era acolo deja s-a ridicat, speriat. Omul a început și omul a continuat și a zis: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Au făcut semn: tăiați, lăsați să cadă cortina. Mărturisește acest actor, zice: în acel moment în sală s-a făcut o liniște mormântală. Au înghețat râsetele, a înghețat totul și a zis: ai fi putut simți în acel moment cum a coborât prezența lui Dumnezeu. În momentul acela oamenii au înghețat și cineva a sărit pur și simplu la pe sus și l-a scos afară din scenă. Omul acela cu ultimele puteri, scos afară, a strigat cu ochii în lacrimi, o inimă care a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu, a strigat: Doamne, ai milă de mine! Bunica lui îl învățase în copilărie această rugăciune: miluiește-mă, Iisuse, pe mine! Și a strigat: ai milă de mine! Vorbește, prietene, după ce mai întâi ai urechi de auzit ce spune Iisus Hristos. Nu vorbiți mai înainte să citiți. Nu vorbiți mai înainte să cunoașteți Scriptura, pentru că de aceea unii dintre noi vor merge în iad, pentru că n-au urechi să audă ce spune Duhul. N-au urechi să audă ce spune Iisus Hristos în lumea acesteia, care nu mai are busolă de multe vreme. Îți mulțumesc, Doamne, că ai vorbit. Îți mulțumesc că în vremurile din urmă ne-ai vorbit prin Iisus Hristos, Fiul Tău, pe care l-ai trimis în lumea aceasta, pentru ca noi să cunoaștem, Doamne, dragostea Ta. Am uitat să ne iubim, am uitat să trăim, dar privind spre Hristos, învățăm din nou să iubim. Privind spre pilda mielului Dumnezeu, învățăm din nou să jertfim. Cu ochii pe Hristos redevin om din bestie ce am fost. Cu ochii pe Iisus Hristos mă apropii de cer și de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru cuvintele Tale sfinte, Doamne. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac.
Și atunci tâlharul străpuns în inima a zis, nu omul poate să zămislească asemenea cuvinte. Aceste cuvinte negreșit vin dintr-un alt fel de loc. Că pe pământul acesta frământat de rele, eu n-am găsit asemenea cuvinte. Unul a vorbit fără să asculte și unul a vorbit după ce a ascultat. Dumnezeu din cer să ne ajute să ascultăm. În al doilea rând, dragii mei, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Întotdeauna în viața aceasta ni se vor separa drumurile. Unora le va fi bine și vor ajunge în raiul lui Dumnezeu, iar unii nu vor ajunge în raiul lui Dumnezeu, pentru că avem din nefericire în noi un spirit gregar numit spiritul de turmă. Vedeți dumneavoastră că în preajma crucii Domnului Iisus Hristos, dacă veți lua toate cele patru evanghelii și le veți citi, concentrați fiind pe acest episod pe care eu vi l-am descris, veți găsi următoarea descriere. Oștenii își băteau joc de el. Fruntașii își băteau joc de el. Trecătorii își băteau joc de el. Preoții își băteau joc de el. Cărturarii își băteau joc de el. Marcu 15 cu 29, Marcu 15 cu 31, Matei de asemenea. Deci uitați-vă câte categorii, toți cei prezenți la cruce, trecători, oșteni, cărturari, farisei, preoți, își băteau joc de el. Și atunci tâlharul acesta care a fost osândit a zis, dacă toți fac la fel, eu de ce n-aș face la fel? Pentru că asta e majoritatea și majoritatea totdeauna are dreptate. Dacă toți fac la fel în viață, eu de ce n-aș face la fel în viață? Dacă așa face și cel din stânga, dacă așa face și cel din dreapta, dacă așa fac cei mai mulți dintre oameni, eu de ce n-aș face la fel? Biblia spune că noi suntem turmă mică. Biblia vorbește că cei ce cred în El sunt o rămășiță, un rod al suferințelor Lui. Iubiții Domnului, în viață, cine se ia după turmă, cine se ia după majoritate, cine se ia după sfatul oamenilor, va avea mult de păgubit, va avea mult de suferit. Mulți oameni în viața aceasta mi-au dat sfaturi și mi-am dat seama că sfaturile lor nu mă duc decât spre rău. Sunt mulți oameni care spun, de ce să fac eu pasul acesta spre Dumnezeu? De ce eu să-mi schimb viața? De ce să fac eu ceea ce majoritatea nu face? Unde s-a dus unul, mă voi duce și eu. Unde s-au dus cei mulți, mă vor duce și eu. Negreșit, prietene. Nici nu știi câtă dreptate ai în ceea ce spui. Numai ferească Dumnezeu ca adevărul tău să se îndeplinească în dreptul tău. Nici nu știți cât de mare dreptate avem când spunem unde s-au dus mulți, mă voi duce și eu. Dacă nu vrei să te întorci la Dumnezeu, unde s-au dus mulți, te vei duce și tu. Negreșit! Nici nu trebuie să faci efort pentru asta. Ca să ajungi în iad, nu trebuie să faci efort. Era un băiețel care, fiul de păstor, și la un moment dat tatălui își făcea predica pentru a doua zi. Undeva pe după amiază, i-a spus soția soțului, du-te și sparge niște lemne. Și atunci omul s-a dus. Și copilul s-a dus la foaie, cum îmi fac și eu o foaie, și zice, ia să vă ce predică mâine tata. Și acolo scria sus, ce trebuie să faci ca să mergi în rai? 1, 2, 3, 5. Pe care am întors foaia și scria sus, ce trebuie să faci ca să mergi în iad? Și foaia era goală, la care îi spune un moment dat băiatul mamei, mamă, nu-l mai lăsa pe tata să spargă lemne, că nu și-a terminat predica, zice. Ce du-te și spune să vină în casă, omul nu și-a terminat predica, la care îi spune soția, măi, tu nu ți-ai terminat predica, zice. Zice, poate că trebuie să mergi, ce nu mi-am terminat-o. Păi ce zice băiatul nostru că nu ți-ai terminat-o, ce știe el? La care când se întoarce în casă îi spune băiatul, tata, nu ți-ai terminat predica, ba mi-am terminat-o. Nu, zice, că eu știu că nu ți-ai terminat-o. Zice că tu ai zis ce trebuie să facem ca să mergem în rai, da? Da. Și ai scris 5 puncte, da? Și apoi ne-ai pus pe vers o întrebare, ce trebuie să facem ca să mergem în iad? Da, zice el. Și nu-i goală pagina, da, zice el, vezi că nu ți-ai terminat-o. Ba mi-am terminat-o, pruncule, că exact asta trebuie să faci ca să mergi în iad. Nimic. Nimic. Mă iau după stânga, mă iau după dreapta, mă iau după unul, după altul. Nu fă nimic și automat te trezești în iad. Ca să ajungi în rai, trebuie să faci ceva. Biblia spune că celălalt l-a înfruntat și a zis,
Chiar dacă tu, zice, ai intrat, pentru că celălalt zise tâlharul, de ce să nu-l bajocoresc și eu pe Iisus? De ce să nu mă distrez și eu? De ce să nu fac și eu ce fac toți de vârsta mea? De ce să nu mă iau și eu după unul și după altul? De ce să nu mă duc și eu în stânga sau în dreapta? Dacă atât o fac, o fac preoții, ei sunt purtători ai legii, o fac soldații, care reprezintă autoritatea pe pământ, o fac trecătorii, care sunt spectatorii, de ce n-aș face și eu? Dar celălalt spune cum Dumnezeu l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, pentru noi este drept ce ni se întâmplă. Iubiții Domnului, dragi suflete care sunteți în această seară, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă lăsați amețiți și nu vă lăsați duși în rătăcire de majoritate. Va trebui să stați înaintea lui Dumnezeu să spuneți, Doamne, vreau să stau strâmb, dar să mă judeci drept, decât să stau drept și să mă judec strâmb. Ajută-mă, Doamne, să mă văd. Ce spune celălalt tâlhar? L-a înfruntat și a zis, eu nu mă iau după majoritate. Eu vă spun care este adevărul, zice despre mine însumi. Zice, eu sunt vinovat. Eu sunt un om care am greșit. Zice, pentru noi este drept că am ucis, am prădat, am făcut rele. Noi nu suntem aici dintr-un accident. Noi nu suntem aici dintr-o întâmplare. Pentru noi este drept ce ni se întâmplă. L-a înfruntat și a zis, nu te lua după majoritate. Unde merge unul, merge și altul. Ascultă-ți conștiința, ascultă-ți sufletul care îți spune, nu mergi în direcție bună. Și atunci schimbă-ți direcția. Nu te încălzi la gândul că atâția oameni merg pe calea cealaltă. Hristos a zis, drumul spre mine trece pe o cale îngustă. Nu numai că îngustă este calea, dar strâmtă este și poarta. Nu doar că este o cale pe care merg puțin că este îngustă, dar după ce că te-ai trudit o viață întreagă pe o cale îngustă, ajungi la o poartă care este strâmtă. Și asta înseamnă mai mult decât am înțeles noi. Și înseamnă că situația este cu mult mai gravă. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, luați-vă după ceea ce vă spune în acest moment Duhul lui Dumnezeu și ascultați-vă inima care spune, nu contează ce face cel din stânga sau din dreapta, contează că eu, stând înaintea lui Dumnezeu, mă judec, sunt în cântarul dreptății lui și spun, da, Doamne, ai dreptate în ceea ce spui. Nu-ți spun, mint, înșel, beau, fumez, curvesc, vorbesc de rău, numai cu gândul la lucruri rele, nu mă schimb în ceea ce fac, ai milă de mine, Doamne, pentru că eu recunosc, fără să te înfrunți pe tine însuți, fără să birui această luptă, nu vei vedea raiul. E greu să lupți cu oamenii. Oamenii sunt foarte ciudați, dar nicăieri n-am găsit o luptă mai grea decât lupta cu mine însumi. Lupta de a înțelege că nu trebuie să-mi iau după cei mulți. Lupta de a înțelege că Dumnezeu îmi va cere socoteală mie. Când voi sta în fața judecății, Dumnezeu mă va judeca pe mine. Eu urc în cântar. Dumnezeu nu mă va judeca niciodată prin comparație. Dumnezeu mă va judeca după binele pe care l-am făcut sau răul pe care l-am făcut. Dumnezeu nu va spune niciodată, săracul de tine ai dreptate, de născut în România. Tu ai 5 puncte în plus. Să vă spun de ce. Azi dimineață eu am mâncat. La prânz am mâncat. În seara asta o să mănânc. Deci nu contează că m-am născut în România. Am 2 ochi și văd. Am 2 urechi și aud. Am 2 mâini și 2 picioare. Deci Dumnezeu mă va judeca pe mine ca pe toți ceilalți. Așa este? Și Dumnezeu mă va trage la judecat. Nu vă mai găsiți scuze. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu mai chemați în ajutor circumstanțele sociale slabe. Suntem răi că nu vrem să fim buni. Suntem ceea ce suntem pentru că am ales să fim în felul următor. Și spun, Doamne, cerul nu va conta după culoarea pașaportului, ci cerul va conta după culoarea inimii. Albă, intră în cer. Neagră, n-ai loc aici. Dumnezeu să ne ajute în această seară să nu ne luăm după cei mulți oameni buni. Ascultați-mă ce vă spun, primiți vorba asta. Se va lărgi mult calea. Vor veni oamenii și vă vor mângâia. Și vă vor aduce învățături care vă vor gâdila urechea și vor spune, mântuiți-vă la un pocnit din degete. Și noi, bieții de noi, obișnuiți cu entertainmentul, cu Hollywoodul, obișnuiți cu Superman, cu Tom și Jerry, o să credem că așa e Dumnezeu. Eu vă spun în această seară, nu vă luați după cei mulți. Ascultați ce vă spune conștiința voastră. Mântuirea nu e o glumă. Calea spre Dumnezeu e a nevoioasă.
Cu fiecare zi zic așa, mai dăm un strop de putere. Încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Iubiții Domnului, s-au găsit foarte multe argumente și sunt oameni care caut argumente biblice și ar trebui să vi le spun și vouă. De ce Dumnezeu, propriu-zis, a găsit cu plăcere să-L mântuie pe celălalt tâlhar care nu s-a luat după larga majoritate? Cei din Biblie, interpretatorii Bibliei, o serie dintre cei ce se ocupă cu Biblia, spun că acest tâlhar s-ar fi numit Dismas. Și spun în felul următor, zice, acest tâlhar Dismas a fost unul dintre oamenii care l-a ajutat pe Iisus Hristos când a trecut Iosif și Maria, când au trecut în Egipt. Că ar fi fost și au născocit o poveste, sau spun că ar fi existat o poveste, cum că acest tâlhar l-ar fi ajutat pe pruncul Iisus. Alții vin și spun în felul următor, zice, acest tâlhar negreșit a ascultat predicile Domnului Iisus Hristos înainte și era aproape convertit. Orice ar fi în stare să găsească ca și circumstanță să explice mântuirea tâlharului, cu excepția unui singur lucru. N-ar vrea în ruptul capului să creadă că acest tâlhar era un om rău, care a ascultat ce avea de spus Iisus Hristos, care s-a împotrivit majorității și a luat o decizie în privința lui. Vreți să vă spun ce urăște Dumnezeu mai mult și mai mult la om? Dumnezeu mai mult și mai mult la om urăște binele pe care credem noi că îl putem face. Mă, ce bun sunt eu! Ce bună ești tu! Biblia spune clar și cu înțeles de plin, în păcat m-a zămislit mama mea și nimic bun nu locuiește în mine. Atât de multe motive ne găsim când credem că Dumnezeu ne binecuvântează. Frate, pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu ca am ochii verzi. Biata de tine! Pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu că eu mă trezesc la ora 5 dimineața, săracul de tine. Dumnezeu te-a binecuvântat că așa e El. Și Dumnezeu te binecuvântează pentru un singur motiv, că El e bun. Nimic bun nu locuiește în mine. Ne găsim circumstanțe, ne găsim argumente. Omul s-a ridicat și a zis, dreaptă în judecata ta, drept judec înaintea ta, eu sunt un om rău, eu merit ceea ce se întâmplă. Zice, numai, te rog frumos, zice, ai milă de mine, eu nu mă iau după majoritate, eu mă duc după ce îmi spune mie conștiința. Și conștiința îmi spune că eu merit ceea ce trăiesc acum. Bun. Al treilea punct pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. Și vă rog frumos că probabil că este unul dintre cele mai importante puncte. Rugați-vă și pentru mine că simt așa o senzație de oboseală fizică. Trebuia să spuneți amin și să vă rugați. La un moment dat, iubiții Domnului, se întâmplă ceva ciudat pe cruce. O lecție pe care Dumnezeu să mă ajute eu să n-o uit și apoi să n-o uitați și voi. Vedeți dumneavoastră că tâlharul acela care n-a ajuns în rai spune o vorbă de ocară și de batjocură. Dar dacă veți ști cu atenție în Marcu, nu în Luca, veți vedea că Biblia spune că amândoi tâlharii l-au batjocorit. Apoi unul dintre ei a auzit cuvintele Domnului Iisus, Tată iartă-i căci nu știu ce fac. După ce a auzit aceste cuvinte, a tăcut și a început să judece. Stai puțin, că nu e așa. După ce a început să judece, nu s-a mai luat după majoritate. Nu l-a mai ocărât, s-a tras deoparte și a început să-și recunoască felul de a fi. Tâlharul despre care vorbim și care n-a ajuns în rai, spune un lucru. Zice, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne pe noi. Deci, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și mântuiește-ne pe noi. Dar ce fel de mântuire vroia el? Eu, Doamne, am venit la tine în biserică cu dita mai cancerul. Eu am venit la tine în biserică cu dita mai falimentul. Mântuiește-mă. Zice, dă-te jos de pe cruce, adică smulge-te din cuie, că tu ești Dumnezeu, și scoate și cuiele noastre, să ne putem și noi coborâ la rândul nostru și să o luăm frumușel la vale și să continuăm viața pe care am continuat-o până acum. Doamne, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și venim la biserică și spunem, Doamne, îți prăpădit, îți terminat, te rog să mă mântuiești. Întotdeauna, dragii mei, diferența între cei doi oameni, sau dacă vreți, între două destine, o va face tipul de mântuire la care te aștepți.
Tâlharul care n-a văzut raiul și a dorit o mântuire pământească, izbăvește-mă pe mine din situația în care sunt, ca să pot să-mi continui liniștit viața de acolo de unde am lăsat-o. Întotdeauna, dragii mei, să știți un lucru și vă rog frumos să ascultați și vă spun eu acum. În împărăția lui Dumnezeu se vor auzi următoarele cuvinte. De ce mi-ați spus pe pământ, Doamne, Doamne, și n-ați făcut ceea ce v-am spus eu? Este scris. Dar de ce acest cuvânt e important să-l înțelegem? Pentru că, iubiții Domnului, cuvântul Doamne, Doamne, nu înseamnă nimic altceva decât faptul că l-ai făcut pe Iisus Hristos, nu doar Mântuitorul tău, ci Domnul vieții tale. Dumnezeu spune, mântuit ai fost și tu, mântuit am fost și eu. Dar după ce am fost mântuit, unii l-au făcut Domn în viață și au ascultat de poruncile Lui, iar alții s-au mulțumit doar cu ceea ce au primit, vindecarea, s-au mulțumit doar cu binele pe care l-au obținut de la Dumnezeu și cred că nu-i blestem mai mare în viață decât să vii la biserică cu o boală, să fii vindecat de Iisus Hristos și să te întorci la amărâta și prăpădita ta de viață pe care ai avut-o, bătându-ți joc de tot ce înseamnă Dumnezeu. Tâlharul a zis, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Pentru că de fapt îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi scoată piroanele din picioare. Îmi doresc un Iisus Hristos care să mă scape de lipsa de serviciu. Îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi rezolve boala și lipsa unei familii. Îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi petecească viața. Eu nu-mi doresc un Iisus Hristos care să-mi mântuiască sufletul. Eu nu știu să vă vestez vouă un alt fel de Dumnezeu. Mi-e frică să vă spun că Dumnezeu va face sau va drege. Dumnezeu a promis că ne va da pâinea. Dumnezeu a promis că ne va hrăni. Dumnezeu a promis că ne va da odihnă. Dar mai presus de orice, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii noastre. Nu știu cum voi trăi și nu știu cum vei trăi și nu pot să-ți promit nimic. Nu știu ce va fi cu Italia mâine, nu știu ce voi găsi mâine acasă când mă duc în București, dar știu un singur lucru, că e București, că e Treviso, că e Italia, că e România, că e 2011 sau 2012. Un singur lucru știu, Iisus Hristos m-a mântuit și nimeni nu poate schimba lucrul acesta. Și nu-i puțin lucru, este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Mântuit spre cer călătoresc. Mântuit pe Domnul preamăresc. Poate să lipsească pâinea de pe masă. Ce spuneți voi? Spunem în felul următor. Noi intrăm în cuptor și chiar dacă ar fi să nu ne izbăvească Domnul, noi tot nu plecăm genunchii înaintea ta, pentru că Domnul vieții noastre este Dumnezeu. Nu este doar un mântuitor de conjunctură, nu este doar doctorul vieții mele, nu este doar acela care îmi dă pâinea. El este mântuitorul sufletului meu și a devenit Domnul vieții mele. Unde vrei tu, merg și eu. Ce vrei tu, vreau și eu. Cuvintele tale sunt cuvintele mele. Gândurile tale sunt gândurile mele. Voia ta e voia mea. Mărire lui Dumnezeu, slavă lui Iisus Hristos. Scuturați-vă. Scuturați-vă de o mântuire pământească. Și doriți-vă din toată inima mântuirea sufletului. Va veni ziua cea mare. Mulțumesc lui Dumnezeu, toate amintirile dureroase vor fi șterse. Voi ajunge în cerul lui Dumnezeu și cei 70-80 de ani pentru cei mai puternici sau mai puțin cât v-a îngăduit Domnul vor fi o nimica. Este ca un fir care răsare și apoi seara este secerat. Nimic. E ca o pală de vânt care trece. Oameni buni, ascultați cuvântul acesta. Veșnicie. Dumnezeu este veșnicie. Viața este vremelnică. Străin și călător. Și va conta ca în împărăția lui Dumnezeu să spună Domnul, bine rob bun și credincioș. Intră în odihna Tatălui meu. Slăvit să fie Dumnezeu. Celălalt tâlhar s-a uitat spre Domnul Iisus Hristos și a zis, Doamne, lasă-mi cuiele în mână, lasă-mi piroanele în picioare, pentru că este drept. Eu nu-mi doresc o izbăvire de sub o sândă. Eu cred, Doamne, că este cinstit înaintea Ta să plătesc pentru păcatele mele. Dar Te rog un singur lucru, Doamne, lasă-mi piroanele în picioare, dar când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Drept este, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu pe care nu-L pot batjocori și înșela. Drept este ceea ce faci Tu cu mine și dacă ăsta e capătul alergării mele și pentru că așa am ales să trăiesc ca un nebun, drept este să faci ce vrei cu mine. Dar când vei veni în împărăția Ta, împăratule, că Tu nu ești om, adu-ți aminte și de mine. Îmi doresc o mântuire cerească
Și aș vrea în seara aceasta să facem o rugăciune, dragii mei, în timp ce stați așa pe scaun, să vă rugați să spuneți Domnului: Doamne, mai bine refuzăm mașina decât intrarea în împărăția cerurilor. Mai bine, Doamne, refuzăm pâinea blestemată care o să mă otrăvească veșnicia. Mai bine, Doamne, refuzăm relația care cred eu că este esențială pentru mine, numai să nu mă despart de tine și de dragostea ta. Mai bine, Doamne, ia-mi tot ce este nevoie. Mai bine judecă-mă, Doamne, decât să mă vindeci. Mai bine lasă-mi boala dacă altfel conștiința mea nu o să se trezească la adevăr. Mai bine, Doamne, Dumnezeu meu, curățește-mă acum decât să fiu curățat de veșnicie pentru totdeauna. Mai bine, Dumnezeu din cer, acum să lucreze cu mine și o spun: slăvit să fie Dumnezeul milei noastre. Fugim de boli, fugim de suferință, fugim de necaz. De parcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu dator să ne ducă în Haiti, să stăm sub umbreluțe la soare și să bem nu știu ce sucuri. Ăsta nu-i Dumnezeu, să știți. Fugim de durere, dar durerea este de multe ori instrumentul prin care Dumnezeu își arată dragostea. A scos Dumnezeu nuiaua, fugim cu toții, dar nuiaua care ne atinge e dovada în fierii noastre. E dovada filiației noastre. Dumnezeu ceartă cu nuiaua pe cel pe care îl iubește. Dumnezeu nu cruță de fii nuiaua, pentru că aceasta dovedește că nu sunt un fiu al desfrâului, eu sunt un fiu al lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu mă atinge, spune, poftim, zice, ca nu cumva să pleci de sub privirea. Nu te duci, mă, înapoi în rând cu biserica, ca să fii în veșnicie cu Domnul, slăviți să fie numele Lui. Iubiții Domnului, o să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. După ce tâlharul care a ajuns la Domnul l-a înfruntat pe tovarășul lui de suferință, acel tovarăș de suferință care până atunci a spusese cu o cară: mântuiește pe tine, pe noi, dacă ești tu Mesia. Când colegul lui de suferință, tovarășul, l-a înfruntat cu adevărul, celălalt a amuțit. Până atunci vorbise. De atunci n-a mai vorbit. Nu-l mai auzi pe tâlharul care a batjocorit vorbind ceva. Gata. Silențio. Nu așa se spune? Silence. Tăcere deplină. Păi, până la urmă, ce este nebunia asta a sufletului nostru? A câta predică auzi-o? Dar ce vrea să-ți facă Dumnezeu mai mult decât ți-a făcut? Ce să facă Iisus mai mult viei Lui? Nu vi se pare ciudată tăcerea noastră? Venim, ne vorbește de Domnul, ne recunoaștem că suntem vinovați, ne ridicăm și plecăm acasă ca să cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar oare n-ar trebui, după ce El a vorbit, să vorbim și noi? Dar n-ar trebui să spui lui Dumnezeu: ești drept în cărările tale și eu nu mai vreau să mai fac ce am făcut. După atâta vreme cât Dumnezeu ți-a vorbit, n-ar trebui să vorbești și tu să spui: eu nu mai vreau să trăiesc în felul ăsta. Ascultați-mă ce vă spun acum și nu vorbesc de la mine. Uite atâta, la distanța atâta, e veșnicia de unii dintre noi. Și noi nu ne-am pocăit de plin. Dumnezeu vine din nou la tine. Zice: eu ți-am vorbit. A câta oară? Tu iar taci. Ciudată tăcerea asta noastră. A tăcut celălalt tâlhar de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Era în ultimile minute de viață ale lui. Și a tăcut. Celălalt a strigat: adu-ți aminte de mine, nu mă lăsa. Sunt un nebolnic, sunt un neputincios. Mulți spun: n-a fost botezat. A fost cel mai botezat om pe care îl cunosc. În transpirație și sânge. Ale un botez pe care nu-l vreau niciodată. În sângele lui și în transpirația lui sub soarele Palestinei a fost botezat. Cel mai greu botez. Toți pașii a făcut. S-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că e păcătos. Deși a recunoscut vina. A cerut să fie mântuit de Iisus Hristos și a fost mântuit. Toți pașii a făcut. Nimic n-a sărit din ceea ce înseamnă Biblie. Numai că de ce oare noi tăcem într-un chip vinovat? Oare de ce, nu știu câta oară, deși Dumnezeu ne vorbește, noi stăm și nu luăm o atitudine? Nu strigă sufletul în noi că noi trebuie să ne schimbăm viața?
A câta oară Dumnezeu spune, nu mai sta cu lucrurile acelea, nu te juca cu viața ta și cu sufletul tău. Domnul Iisus Hristos a câta oară spune, ți-am dat o nouă șansă, o nouă șansă. Știu că ai auzit cuvintele acestea, prietene. Știu că au răsunat în urechile tale, dar te rog în această seară, ascultă glasul conștiinței. De ce să stai? Mă auzi tu, tinere, care stau de vorbă cu tine? Când îți spune Hristos prin mine la această seară că nu știu câtea oară ți-a dat șansă, că trebuie să-ți curățești ochii și să iei de sub privirile tale tot ce întinează conștiința ta, a câtea oară spune Dumnezeu să te împaci cu părâșul tău, a câtea oară spune Dumnezeu să te împaci cu cea din casa ta, a câtea oară spune Dumnezeu să te lași de jocurile de noroc, să te lași de lucrurile slabe, să nu mai curvezi, să nu mai comiți adulter. A câte oară spune Dumnezeu să nu mai furi, să nu mai înșeli. Și după ce Dumnezeu vine și spune, acesta este adevărul, ți-am oferit o oglindă corectă, te uiți, te privești, îți vezi drențele și într-un mod ciudat taci. De ce taci? De ce nu vorbești? De ce nu vii să te arunci să spui, ai milă de mine păcătos, eu păcătosul, ai milă de mine, nu mai tac, vorbesc. Și în seara asta vorbesc cu tine și spun, dreptești tu în căile tale, dreptești tu în judecata ta, eu nu mai tac, eu vorbesc, stau de vorbă cu tine, vino să stăm de vorbă, să-ți spun apăsarea sufletului meu. Aș vrea să vă spun, dragii mei, un lucru în încheiere. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit de Rudolf Höss, comandantul lagărului de la Auschwitz. În timp ce a fost comandant, 3,5 milioane, 3,5 milioane de evrei au fost exterminați. Timpul în care a fost el comandat a fost între mai 1940 până în mai 1944. În 1947 s-a instituit un tribunal care l-a condamnat pe Rudolf Höss la moarte prin spânzurare pentru crime împotriva umanității. A fost condamnat să fie spânzurat în curtea lagărului pe care l-a condus, nu mai mult de o distanță de câțiva metri de biroul în care a fost comandant. Dar ascultați o poveste ciudată. În ziua când acest Rudolf Höss s-a dus să fie spânzurat, oamenii au văzut o imagine ciudată. Au vrut să vadă pe omul acesta și au venit mulți. Și au văzut un om calm, liniștit, ciudat de senin, care mergea spre spânzurătoare. Oamenii au fost pur și simplu șocați de această imagine și au început să pună întrebări. Cum poate un asemenea om care a ucis 3,5 milioane de oameni să meargă spre spânzurătoare atât de senin? Undeva la începutul lagărului, în acel lagăr, a existat un preot. În jurul acestui preot s-au strâns o mulțime de enoriași. Preotul acesta avea un nume, Maximilian Kolbe. Știți ce a zis omul acesta în lagăr? Zice, vreau să ne rugăm lui Dumnezeu pentru călăii noștri. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și zice, în mod deosebit vreau să ne rugăm pentru Rudolf Höss. Dumnezeu să-l trezească și Dumnezeu să-l mântuiască. Asta se ruga acest preot. În momentul în care a fost judecat, Rudolf spune că lașitatea liderilor naziști l-a umplut de scârbă. Niciunul n-a zis că e vinovat. Toți au dat vina pe alții. Atât a fost de descurajat de lașitatea lor, că și-a întors privirea spre Dumnezeu și a zis, aș dori să vină un preot să stau de vorbă cu el. Nu era decât un singur preot polonez în preajmă care să fi fost vorbitor de limbă germană la modul perfect. Numele acestui preot
este Vladislav Lon. Și el are o poveste ciudată. Vladislav Lon, când a fost înființat lagărul de la Auschwitz, s-a dus la acest Rudolf, comandantul lagărului, și a zis: eu sunt preot, zice. Dă-mi voie să mă duc să dau cina în oriașilor care stau aici. La care Rudolf îi spune, zice: în mod obișnuit te-aș fi împușcat. Dar zice, pentru că vorbești atât de bine limba germană, îți dau voie să te duci. Zice, să nu cumva să mai îndrăznesc să vii. Și ce a făcut acest Vladislav? A sărit gardul. Și l-a prins Rudolf. Și l-a dus în fața lui și i-a zis: nu ți-am zis că dacă te mai arăți pe aici te împușc? S-a uitat la el. Și într-un mod ciudat, nu l-a împușcat, a zis: du-te și să nu cumva să-ți mai prind piciorul aici. Când acest Rudolf a cerut să stea de vorbă cu un preot, nimeni nu vorbea germana fluent, afară de acest preot, Vladislav Lon. Și s-a dus în fața lui. De data aceasta n-a mai sărit gardul, a fost chemat pe ușa din față. Și a stat de vorbă cu Rudolf. I-a vorbit despre Iisus. 2 săptămâni. Continuu. Ore în șir. La sfârșitul celor 2 săptămâni, el spune că Rudolf s-a prăbușit și a plâns ore în șir. Și a zis: îl primesc pe Iisus Hristos să-mi fie salvator. A scris 3 scrisori înainte de moarte Rudolf Hess. Una adresat-o familiei. Ciudat este că în copilărie urmase seminarul. Vrea să facă preot. Și a scris familiei spunând: l-am regăsit pe Dumnezeu. A scris o scrisoare procurorului general și a zis în felul următor: sunt vinovat și vreau să știe toți că mor ca un om vinovat. Am greșit. Vă rog să mă iertați pentru tot răul pe care l-am făcut. Și a mai scris o scrisoare bisericii din Mansuia și mie, lumii. În această 3-a scrisoare el scrie așa: vreau să știți că eu astăzi mor pentru fără de legile mele și este drept. Dar vreau să știți că pentru viața mea a plătit Iisus. S-a dus calm, s-a dus senin. Au vuit ziarele și l-au numit tâlharul modern de pe cruci. Așa l-au numit cei care au scris povestea, tâlharul modern. Un Dumnezeu care repetă poveste. 2 destine. 2 oameni care au zis: mântuiește-ne. Unul s-a dus în rai și unul nu. Pentru că unul a ascultat ce a avut de spus Dumnezeu și după aceea a vorbit. Altul a ales doar să vorbească, doar să vorbească și niciodată să ne asculte. Unul a zis: eu nu mă iau după cei mulți. Eu stau, mă judec, mă urc în cântarul lui Dumnezeu și spun: glasul conștiinții mele mă acuză. 2 oameni care unul s-a dus în iad și unul în rai pentru că au fost oameni care într-un final și-au dorit fiecare o altfel de mântuire. Unul a zis: mântuiește-mă ca să o iau de la capăt. Unul a zis: e drept să plătesc, lasă cu ele, dar dă-mi veșnicia. Unul în final a zis: eu nu mai tac, eu vreau să vorbesc cu tine. Celălalt a tăcut și a tot tăcut și niciodată nu i s-a mai auzit glas. Pentru că atunci când te confrunți cu dreptatea lui Dumnezeu, tu nu trebuie să taci, tu trebuie să vorbești. Vreți să vă spun un lucru frumos? Haideți să vă citesc un pasaj fenomenal. În Biblie spune în felul următor: porți, ridicați-vă capetele. Porțile și-au ridicat capetele. Ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul, cel tare și puternic, Domnul, cel viteaz în lupt.
Și porțile au zis, la o parte, vine împăratul. Și s-a uitat porții și a zis, dar ghemotocul ăla de om de acolo cine e? Ăla, mogâldeața aia care e lângă Iisus. O zice, lăsați-l, e primul meu rod. E tâlharul de pe cruce. Au pus oamenii virgulă la Biblie. Adevărat îți spun astăzi, virgulă, că vei fi cu mine în rai. Ca să le iasă socoterile. Păi nu mă interesează socoterile. Când Hristos a spus că astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi a fost cu El în rai. Întrebați pe mine cum se face lucrul ăsta. Credința nu are nevoie de explicații. Nu sunt absurd. Dar vreau să vă spun un lucru. Unde e logică, nu-i credință. Eu vă spun în numele lui Iisus Hristos. Cred. Mă gâldeață. Deci, porții merg cu Iisus în rai. S-a dus. A fost mântuit. Pur și simplu. Ăsta e Dumnezeu nostru. Vreți să vă mai citesc ceva? Și ce scrie în psalm? Porți, ridicați-vă capetele. A doua oară. Porți, ridicați-vă capetele. Ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Dar de ce pune două întrebări? Pentru că Iisus care a intrat pe porți, o să iasă. Zice, mireasă, ești gata? Eu vin la tine. Și vine Domnul Iisus și-a mireasă. Și apoi Domnul Iisus intră din nou cu mireasă. Și se duce Domnul Iisus Hristos cu mireasa a doua oară. Și porții le pun întrebarea, cine este? Zice, este împăratul slavei. Cine-i cu el? Nu-i tâlharul, e mireasa Domnului. Și intrăm acolo, la ospăț, la cină, în locașurile pregătite. A te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară, ascultă ce-ți vorbește Domnul. În această seară nu te mai lua după majoritate. Și ia-te după cuvântul lui Dumnezeu. Spune în această seară, îmi doresc mântuirea sufletului. Și spune în această seară, nu mai tac, ci vin la tine. Fiți atenți ce vă rog în această seară. Nimeni să nu vină la Iisus medicul. Nimeni să nu vină la Iisus sursa fericirii pământești. În seara asta să veniți la Iisus Hristos, Mântuitorul. Oricine are nevoie de mântuirea sufletului. Iertat, spălat, sfințit. Curățit în sângele Lui. Ne ridicăm.